Vocea Filmelor. Să mă rog, mamă, dacă vrea știu că stai dumneavoastră. On my mother's life, I haven't known that these were yours. Please, believe me. I'm still waiting for the train to cut my leg if I'm lying. Cu Irina Margareta Nistor. Cuba, Cuba, scherii la frate. Might be nice to kind of musically reminisce every so often. So for kind of a starter, back in 1951, a young guy by the name of Irving Gordon wrote a number that to me is, well, if you'll pardon the play on the words, unforgettable. Unforgettable. That's what you are. Unforgettable, though near or far, like a song of love that clings to me, how the thought of you says things to me. Someone been more unforgettable in every way. And forevermore, that's how you'll stay. Why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Unforgettable a fost pentru mine și o călătorie, așa încât doamnelor și domnilor vă ofer ziua de astăzi o călătorie indirectă printr-un reprezentant venind de foarte de departe și care o să ne povestească și ceva în plus în cazul în care nu m-ați auzit până acum, lăudând până peste poate această țară, care între altele ne-a dat și stăpânul inelelor, nefiind o mare fană a stăpânului inelelor, dar după ce am descoperit țara și mai ales pe cel care se ocupa acolo de o revistă pentru românii plecați norocoși și ajunși acolo tocmai îndrăgostit de acest film, dintr-o dată am început și eu să-i găsesc ceva calități, drept care o să-i spunem bun venit lui Cristi Dumitrache. Nu vreau să dau miel, nu? N-avem miel. Bine v-am găsit. Așa. El a revenit în România după 7 ani și cu care aseară, firește, în timpul cutremurului, despre care toată lumea vorbește non-stop de ieri încoace, ne aflam la operă, unde am avut parte de un dublu spectacol, aș putea zice. Senzațional. Absolut, zice senzațional. Nu, asta este deja, cred că înregistrat la Osim, senzațional, îi aparține altcuiva, nu-l putem folosi, în curând o să-l scoatem complet în dicționare. În orice caz a fost, ne aflam la Evgheni Onegin, ne aflam la Opera Română, un spectacol montat remarcabil de altfel de Ion Caramitru și la un moment dat
copac vine cu tremurul. Reacția, în primul rând, pe scenă. Pe scenă erau peste vreo 50 de persoane, aș zice. Era o scenă unui bal, era corpul de balet al Operei Române, nu s-a oprit absolut nimeni, spectacolul a mers mai departe, nu s-a auzit nici măcar o notă falsă din partea orchestrei, jos pălăria, trebuie să recunoaștem că, într-adevăr, a fost The Show Must Go On și chiar a mers mai departe, fără o clipire, măcar poate puțină mirare pe chip, dar foarte puțină, în schimb, din lojă de unde mă aflam, fiind claustrofobă normal, nu stăteam în sală, norocul meu, pentru că candelabrul era deasupra, am văzut brusc cum încep să dispară rândurile și era așa ca la un fel de joc de domino, știți cum vedem noi pe la știri, așa cum încep să se dărâme unul, dispărea câte un rând întreg și încă unul și încă unul, cam la cât apreciezi tu că au plecat? Cam 30% de persoane, dar am apreciat foarte mult rapiditatea. Da, o viteză extraordinară, indiferent de vârstă, adică nu vreau să facem discriminări, dar realmente era o viteză colosală. Se zbura peste scaune. Exact, dar numai 30%, dintre care în acești 30%, vreo 10% după vreun sfert de oră au revenit. Trebuie să recunosc că pe scenă s-a simțit însă adrenalina, dintr-o dată a fost un spectacol și mai mișcat decât până atunci, iar toți ceilalți au rămas până la capăt și ce mi-a plăcut este că la sfârșit, sigur, i-am aplaudat pe cei de pe scenă, dar și cei de pe scenă ne-au aplaudat pe noi, cei care am stat pe loc. Bun, asta ca să vă spun pe scurt cât de buni profesioniști sunt artiștii noștri și am fost chiar foarte mândră de treaba asta. A fost, cum spunea și Cristi mai devreme, un spectacol, două spectacole pe același bilet sau pe aceeași invitație. Și, în schimb, aflu că de la Teatrul Național s-a fugit mult mai rapid, de la Eduard. Nimeni nu pomenea numele piesii, era Eduard aseară. În schimb, au rămas cei de la Future Shorts, unde am ajuns și noi aseară și despre care o să vorbim ceva mai târziu. Dar am să-l întreb pe Cristi Dumitrache, în primul rând, cum e Noua Zeelandă cu cutremurile? Că acum toată lumea se gândește, domne, pe unde emigrăm ca să nu mai fie cutremure? Sunt sau nu sunt? Ia să vedem. Sunt cutremure, dar destul de... Se întâmplă la adâncime. Așa. Adică asta sunt, ce înseamnă? Cu tremure submarine. Așa. Și ajung mai puțin la suprafață, deci nu, nu le simțim prea tare. Aduc aminte când dădeai explicația asta și când spuneai la noi sunt submarine și eu m-am gândit în momentul ăla, zic, adică au niște submarine și probabil că alea blochează unda de șoc, dar gândire tipic feminină, recunosc cinstit, dar acum îmi dau seama ce vrei să spui aseară, că da, cu tremure submarine. Pentru că tot în jur este vulcanic, avem și vulcani, unii adormiți, alții mai erup așa, mai din când în când? Da, există chiar un vulcan la muntele Roapehu, în insula de nord, pe la mijlocul insulei. Lângă dar un lac superb, așa, nu. Mai sus, așa. Lângă un lac superb, Taupo, foarte frumos și e celebru în toată lumea, lacul acela cu lebede negre și așa mai departe. Îți dai seama, acolo și lebede și negre, perfect. Așa. Da, și acolo există un munte unde se face și schi și care chiar a erupt acum ceva vreme și a fost o întâmplare chiar interesantă. Într-o noapte, doi alpiniști de ăștia, știi că la noi e țara sporturilor extreme, s-au dus acolo în căldarea muntelui și lumea le-a spus ăștia, Salvamontul sau cine acolo, domne, nu vă duceți că e periculos. E, lasă că nu s-a întâmplat și în seara aia rupt, unul a rămas fără un picior. Aoleu. Deci a luat lava, i-a dus la vale. A, deci e cu lavă? Cu puțin ca în filme, așa, da, Italia, de, da, exact, da. Și în proașcă, dar e spectaculos, am văzut și eu de departe. Dar tot trebuie să te ferești, deci dacă ești ascultător, nu ți se întâmplă sigur, neapărat. Sigur, nu. Lava are calea ei, dacă stai acolo, e treaba ta. Și o lavă de asta, așa, ne imaginăm noi roșii, scântietoare, absolut la fel. Te întreb asta pentru că, de exemplu, nisipul la voi știm bine că este negru-argintiu. Da. De exemplu, unele, pentru că tot vulcanic, aveți voi ce aveți cu vulcanic. La Marea Tasmaniei. La Marea Tasmaniei nisipul este negru, pe cealaltă parte este alb. Și foarte fin, dar... O combinație din, așa cu de toate. Da, din cauza fierului sau minerău. Da. E o țară interesantă și din punct de vedere geografică, zice, care cam de toate așa... Ce să zic, mare. Da, sunt munți, sunt apă, este peste tot, deci asta este leitmotivul la noi. Aici în România a fost o întreagă discuție în ultima vreme, apropo de călcatul pe iarbă, unde aici în continuare e interzis. Eu spuneam de mult de când am fost în Noua Zeelandă că m-a impresionat faptul că tocmai te pofteau să calci pe iarbă, să te așezi pe iarbă, să simți iarba, sigur, așa. Înțeleg că ei merg mult și desculți, de unde și...
gluma de la Oscar. Așa, spune, te explică și nouă gluma de la Oscar, pe care noi n-am sezizat-o în mod special atunci. Am tradus-o mecanic, atâta tot de la Stăpânul Inelelor și de la Peter Jackson, care este... Pentru că ei au luat puțin la mișto, cum se zice, da. La noi, se zice exemplu, mișto, se poate zice, e mișto, e de cu baston, da, merge, n-avem treabă. Tocmai așa spuneam puțin mai devreme cum e chestia cu mall-urile. Uh-huh. Am fost în mall la Vitan, frumos, toată lumea înțolită, miroasea parfum fin peste tot, pantofi, ca în Sex and the City, peste tot și la purtător și în vitrine. Însă la noi, majoritatea oamenilor care vin în mall vin să se relaxeze. Ai fost tu în Silvia Park, ai văzut. N-am fost de sculță, recunosc. Da. Unde e cel mai mare ecran de cinema din lume. O să vezi, venind în Noua Zeelandă, o să vezi foarte multă lume în picioarele goale, inclusiv în mall, în pantalon scurs și cu un tricou. O țară foarte non-conformist. Uneori deranjant, neconformismul ăsta. Românii adică se obișnuiesc cu greu. Plajă, da, să înțeleg, da. Da, se obișnuiesc cu greu chiar și românii, dar până la urmă ne integrăm. N-am văzut încă români în picioarele goale. Ah, vezi, deci încă nu. Deci după 7 ani de răie ai trecut de ei vorba. Poate doar în sandale. Moro, dar încă mai are un pic de așteptat. Bun. O să continuăm povestirea de îndată, dar până atunci, puțină muzică de Noua Zeelandă, pe care chiar tu ne-ai tras-o acum 2 ani. In the name of the youth organization of our plant, we thank you. Vocea filmelor la Radio Guerilla. Decât.
Asta a fost o melodie din Noua Zeelandă, Cristi Dumitrache. Înțeleg că vrei să ne spui ceva în plus. Eu am ales-o pe asta că mi-a plăcut cel mai tare. Spun foarte cinstit, fără să știu restul conotațiilor. Vreau doar să spun că melodiile astea sunt ceea ce se cheamă imn. Și că atunci când mergi la un meci de rugby, că trebuie să mergi la un meci de rugby în Noua Zeelandă. Așa. Este, vezi, n-am fost, de-aia trebuie să mai ajung asta în Noua Zeelandă, că la meci de rugby n-am fost. Este așa? O religie rugby, cum mult mai religioasă decât sportul nostru național aici, decât fotbalul, da. Nici vorba. Deci se mănâncă rugby pe pâine. Da, realmente. Totuși v-au cam caftit francezii în trecut, înțeleg, caftit, că a fost un șoc chiar și pentru noi, ca să zic așa. N-aș putea să descriu prea bine, dar a fost chiar doliu național, deci efectiv lumea a fost supărată zile în șir, chiar și soția mea a fost supărată. Care nu este un fan al sportului, în special, și niciun, este un sport ușor violent, așa, dacă stau să mă gândesc cum începe cu un haka. Să zic așa, un sport foarte bărbătesc. Da. Bine, acum există și femei violente, nu-i vorbă, dar... Dar există echipă de rugby feminină? Există, da, sigur. În Noua Zeelandă. Da, și echipe de la toate nivelele. Se joacă rugby de la 3 ani. De la 3 ani. Aha. Le pun mingea în mână și... Deci mai e puțin memo, mai aștepți un pic cu aia mică și gata, da, așa. Da, le pun mingea în mână și încep să repete, deci se joacă. Și cum e cu haka? Văd că ai un tricou pe care ai și un text scris acolo. Haka este o chestie... Este un imn războinic, așa îi zic, da. E o marcă înregistrată a All Blacks, echipa națională a Noii Zeelande, cred că toată lumea știe. The All Blacks, dacă ai înțeleg că vreau să-și zic așa, să nu mai zică echipa Noii Zeelande. Nu-și mai zic de câțiva ani. Deci sunt atât de cunoscuți ca All Blacks încât ar fi un pleonasm să placeze și Noua Zeelandă. Da, haka este ritualul de provocare al adversarului dinaintea oricărui meci. E un ritual maori. Un ritual maori în care... care în ciuda aparenței războinice nu este așa de războinic, doar îndeamnă la o luptă cinstită, fair play. Cât se deci, poate de fair, dar mi-am aminte că William, unul dintre specialiștii în haka, mi-a făcut un dar de acest gen. Am văzut și eu cum e o haka, fără să văd meciul de preghie în rate, așa, știi, întâi haka și după aia... Chiar vreau să spun că sunt și campionate naționale de haka, deci noi avem campionat național de haka. Haka jucată nu ca la pe stadion, ci... Neapărat să ne povestești despre asta, dar după o scurtă pauză publicitară, așa îi zice. Vă rog să mă iertați! Vă rog să Please, mă iertați! Please, forgive me! Mă iertați! Forgive. Yes, I make you so nice! So nice, believe me! Vocea filmelor. Descoperă puterea minții, înțelege senzațiile. Povești excepționale, dar adevărate, demonstrează că situațiile extreme trezesc în fiecare dintre noi puteri nebănuite. Corpul uman, dincolo de limite. Un spectaculos documentar Discovery Channel. Două noi episoade șocante, în premieră în România pe DVD. Joi 23 aprilie, noua colecție Cotidianul Enciclopedica, în parteneriat cu Siveco România. Corpul uman, dincolo de limite, DVD 2. Numai împreună cu ziarul Cotidian. Preț special 12,9 lei. Cotidianul. Pentru cititori de elită. Vrei să știi ce mai fac personajele tale preferate din Tabu? Îți amintești fata care apărea goală în spotul din baia publică? Sau tânăra condamnată pe viață care a apărut într-un pictorial de modă? În mai ai în Tabu povestiri aniversar. E luna în care Tabu împlinește 7 ani, iar cadourile le primești tu. Lac de unghii în 2 culori. Citește Tabu, cea mai curajoasă revistă de femei. Află detalii despre filmul Fast and Furious și vezi de ce mușchii lui Vin Diesel preferă mașinile americane, iar Paul Walker nu poate accelera decât încălzat cu tenis Puma. GM cheltuie bani grei de promovare în filmul Transformers, deși se află în pragul falimentului, iar actorul australian Eric Bana face un film documentar despre propria mașină. Plus, Audi Q7 și Mercedes GL își dispută zonele de influență, iar Ford Fiesta, Mazda 2 și Seat Ibiza sunt mici, dar bătăioase. Totul în numărul 70 al revistei Supercar. Nu vom înceta niciodată să iubim mașinile. Mașinile bune. Universul entero, escucha! Rondelecom Clicknet prezintă Under London Fest. The coolest sound of London Underground. Radio Guerilla te cheamă pe 7 mai la The Silver Church să experimentezi extravaganța scenei underground londoneze cu Haunts, Alex, Les Elefant Bizar și The Mono Jacks. Bilete pe myticket.ro și Indiverta. Parteneri 24 Fan, Maxim, Tabu, Sunete, Ring. Un eveniment imagic cântat de Radio Guerilla.
Look over the window and tell me what you see. Vocea filmelor. Vă rugăm frumos să vă zbenguiți în liniște. Quella che sei stata e che sarà. Chiunque viene da lontano se fa romano dopo un giorno che sta qua. Quando il sole sul tramonto te fa d'oro tutta quanta, te s'abbracci, casi incanta e dispiace a tramontà. De sera li sette colli so sette stelle che te fanno più brillare. In mezzo a quel diadema tu sei la stella che più bella non c'è sta. C'è sta un proverbio antico che ci dice: chi vive a Roma campa sempre in pace, si pure nasce povero e felice per la fortuna d'esse nato qua. Oh Roma bella, sei sempre quella che sei stata e che sarà. Chiunque viene da lontano se fa romano dopo un giorno che sta qua. Quando il sole sul tramonto te fa d'oro tutta quanta, te s'abbracci, casi incanta e dispiace a tramontà. De sera li sette colli so sette stelle che te fanno più brillare. In mezzo a quel diadema tu sei la stella che più bella non c'è sta. Si tu fai veli castelli sia frascati che a marino e te fai un bicchiere di vino torni allegro a sta città. Di sera li sette colli so sette stelle che te fanno più brillare. In mezzo a quel diadema tu sei la stella che più bella non c'è sta. Era Casera la operă. Deci am pus puțină muzică așa cu Roma pentru că se va întoarce în Noua Zeelandă la Auckland Cristina Mitrache și va trece prin Roma unde, pe unde a și venit și unde înțeleg că n-a fost chiar cea mai fericită experiență. De ce? Da, așa este, n-a fost, n-o să fiu foarte rău cu romanii. Sigur, Duminica Tome, adică sigur. E frumos, așa abia trecut un pic de Paște. S-a constatat că pleacă avionul de români. Au chemat prin walkie-talkie sau cum se numește chestia, întăriri. Mai plecau și alte avioane, dar plecau cu... Erau două persoane care verificau, la români erau 10. O coadă infernală. Ne-au anunțat de la început că, datorită faptului că suntem români, trebuie să întârzi avionul 2 ore. Așa. Ceea ce mi s-a părut incredibil. Așa. Ca să nu zic senzațional. Așa. Da. Și după chestia asta m-am hotărât să fac un test. I-am văzut deci avem cetățenia neozelandeză, pașaport, dar păstrăm cetățenia română, nu o să renunțăm niciodată la ea. Și am zis hai să numer cu buletinul. Și hai să pun, să scot pașaportul neozelandez, să văd ce se întâmplă. Și persoana respectivă care m-a verificat a spus într-o italiană, nu mă pricep, a zis se englezi, lasă-l în pace, ăsta e englez, noi avem cu românii. Deci eu am trecut fără probleme, arătând pașaportul bine. Băiatul de acolo, nu foarte dotat la neuron, pentru că vedeam, merg la București, nume românesc. Totuși nume românesc, cât se poate de românesc, pentru că nu l-ați schimbat pe, pe parcurs, da. Deci asta a fost experiența mea foarte tristă. Asta ca să știe lumea cu ce să, la ce să se aștepte. Am fost chiar șocat și e urât. Nu cred că noi ne purtăm așa cu italienii. Bănuiesc că au și ei unele motive și unele întemeiate, dar totuși nu se face chiar așa. Deci, da, dacă era un neozelandez veritabil acolo, făcea un scandal monstru.
Aha, da, deci totuși ar trebui să discernă tot, așa, da, un pic, da, sigur, una și alta. Sigur. Eu am văzut când am condus-o pe soția mea la aeroport, pleca la Londra. Trebuie să vă spunem că are o soție foarte frumoasă. Deci mulțumesc. Este un amestec de Kate Blanchett cu Audrey Hepburn, așa, ca să știți exact, ca să vă puteți imagina. Deci norocul e total. Este o româncă. Da. Da. Da, adică. Și când am fost la aeroport, la Băneasa, să o conduc, eram la rând, un rând foarte civilizat, oamenii zâmbesc, ceea ce chiar m-a mirat, auzisem lucruri mai triste despre România, dar nu e adevărat, sunt chiar plăcut impresionat din multe privințe. Și am ajuns acolo și erau câțiva italieni care au fost tratați foarte bine. Nu li s-a spus nimic. Am fost nimic. Mai domn, să da, înțeleg așa. Așa suntem. Cum e cu intrarea în Noua Zeelandă? Eu am avut o experiență mai bizară așa, dar cum e când... La noi este și o glumă. Ia să auzi. Primul lucru... Îmi place că la noi pentru tine e peste tot, adică și România și dincolo este la noi. Da, așa este. Greu de zice, nu, ce ne gândim, să ne plasăm unde este... Că tocmai asta discutam între timp. Avea un sistem foarte plastic de a descrie unde e Noua Zeelandă. Zice, ei un pepene și cam pe partea cealaltă și așa. Cristi spunea, nu, că pur și simplu cu Andreea dintr-un cap într-altul, da, și ajunge în Noua Zeelandă, considerând că pepenele ar fi globul pământ. Deci eu credeam că ajungi în China, dar uite, ajungi ceva mai departe. Păi, recunosc că nu m-am uitat pe hartă când am plecat spre ei, am plecat așa spre un necunoscut total. Totuși, 17.000 de kilometri. A, nu speria lumea. De 40 de ore, deci destul de complicat. Nu sunt 40 de ore, sunt 22 de ore propriu-zis de zbura. Restul sunt așteptările, da, să nu sperim lumea. Dar fac parte din stresul zborului. Da, da, și câte filme. Da, da, e adevărat, e adevărat. Așa e, într-adevăr. Deci cum e cu intratul, să auzim? Cu intratul este simplu. Românii pot intra fără probleme, dar trebuie să... Treacă dincolo de graniță. Da, trebuie să treacă dincolo de graniță. Este... Cum să spun, trebuie să demonstrezi cumva că ai venit doar în vizită. Și asta înseamnă, se poate demonstra printr-un sistem de rezervări. Deci să-ți rezervi din timp pe internet hotelul unde vrei să mergi, zona pe care vrei să o vizitezi. A venit unul la aeroport la noi, un român din Italia. Și avea 500 de cărți de credit la el și l-a întrebat agentul de migrare ce faci cu cărțile de credit și a zis că îmi fac castele din ele. Bineînțeles că pe ăla l-au pus înapoi în avion și l-au trimis balot de unde a venit. Cu brățări cu tot, cu cătușe cu tot. Da, bun, da, da. Așa, ele, a primit și el un cadou din Noua Zeelandă. Nu știu cine i-a spus că băieții pot fi luați la mișto pentru că ei chiar nu marșează la glume, de ce mai bine să ții glumele pentru tine. Pentru că vii în România eventual. Da, dacă îi spui omului la aeroport ce ai acolo, am o bombă, s-ar putea să stai vreo 5 ore acolo. Da. Nu e bine de glumit, da, într-adevăr, da, e foarte adevărat. Simbolul vostru este o frunză de ferigă care seamănă foarte tare cu un paldor. Apropo de asta, vreau să anunț, în cazul în care încă n-ați aflat, că la Sertan Răgar, la Cannes, anul ăsta avem două filme românești, și anume Polițist Adjectiv al lui Porumboiu, Corneliu Porumboiu, și Amintiri din Epoca de Aur, patru regizori. Este un film mai special, sigur că toată lumea va spune filmul lui Mungiu, nu este exclusiv al lui Mungiu, dar este o producție parțială, asta de-abia așteptăm să revedem. Simbolurile, ca să revin, feriga este simbolul fetelor, ca să spun așa. E un simbol care se mai mult pentru sport și pentru... Într-adevăr, înseamnă Noua Zeelandă, dar simbolul nostru este pasărea kiwi. Și, de asemenea, care o pasăre pe cale de dispariție. Da, înțeleg, este da. Pe cale de dispariție și este ocrotită, singura pasăre săracă. Nu zboară, o amărâtă. Deci au tot mâncat-o rozătoarele, au alergat-o pe acolo și acum au izolat-o pe niște insule și sunt programe de recuperare. Da, e o pasăre originală, după aceea. Cum e și toată țara, așa. Foarte interesantă, ecologică. Un cioc lung. Da. E foarte maro. Și înțeleg că în afară de rugby mai există un sport la fel de sportul popular? La fel de popular ca și rugby nu este, nu este netball-ul de care spuneam, este cricketul. Aha. Și un sport netball-ul pe care eu nu-l înțeleg. Netball-ul că e o plasă peste care arunci cu mingea. Nu. Netball-ul este un fel de basket. Un fel de basket. Aha, deci arunci într-o joacă fetele. Fetele joacă.
Și, mă rog, se desfășoară la două coșuri, dar este foarte ciudat pentru că atunci când ești atacat, te oprești și atunci nu te mai atacă nimeni și încerci să arunci. Deci e o chestie destul de ciudată. Și a lor proprie sau tot importată din Marea Britanie? Nu, e inventat acolo la antipoz, joacă și australienii, am fost rând pe rând campion mondial, ba ei, ba noi. O rivalitate foarte drăguță cu australienii. Un fel de România-Ungaria, dar voi tot timpul aveți rivalități frumos. De genul ăsta, așa, și cum stați cu accentul pe E accentul kiwi, da, așa se spune kiwi. Așa? De exemplu, australienii când spun Uzi, ca să zic așa. Da, ei spun care au și un accent, da. De exemplu, might și noi spunem mate. Deci sunt mici diferențe. E un fel de moldovenească, așa, un fel de basarabenească. Da, exact, așa. Exact. Numai m-am și gândit la noi... Jackman când prezenta Oscarul, că trebuie să fi fost destul de ciudat pentru aia din sală să-l audă vorbind cu accent. Dar atâtea forme că nu se mai pune, teoretic. Noi românii vorbim, încercăm să vorbim engleza, știi, pe care am învățat-o curată și uneori avem dificultăți din cauza asta. Da, după 7 ani presupun nu, că după 7 ani numai. Acum, ați știi, furat în engleza. Sunt foarte multe expresii gen off you go sau deci, tot felul de expresii care deja sunt intrate în vocabular și în dicționarul nostru. Cred. Deci cine vrea să meargă acolo nu-i suficient să știe o engleză, ci eventual să vadă se ceva înțelege. Filme. Se înțelege în engleză, dar da, poate să vadă niște filme. Deși, mă rog, stăpânul inelelor era într-o engleză. Da, e marea mândrie a Noii Zeelande. Chiar a fost o glumă, apropo, că emisiune de film și aș vrea să spun treaba asta. Când am luat toate Oscarurile celebre și am bătut pe toți, a doua zi dimineață la un radio din Australia, deci l-au preluat și au dat la radio din Noua Zeelandă. Vedeau băieții oftică, australienii, deci a fost... Vecii, ia uite, domne, ăștia... Da, au luat toate. Au luat toate, noi nu luăm nimic. Da. Da, și se supărau tot timpul și au făcut planuri, chestii. Aha! Ca să facă filme mai bune decât Lord of the Rings. Păi, o să vorbim imediat și să ne spui și ce ai văzut mai întâi când ai ajuns acolo. Vocea filmelor. Chiar e anul nou, te-am pregătit o revelion pe cinste. Tonight is New Year's Eve. We prepared you everything with champagne, caviar and girls, chief. Radio Guerilla! Dezvoltarea personală e prioritatea ta. Îți place arta, dar vrei să fii și în formă pentru business? Alege pachetul personal de la Money Express. Primești un an revista de business Money Express și ai bonus la alegere. Istoria urâtului de Umberto Eco, 1000 de capodopere ale picturii europene, oferite Liberta sau un voucher VIP la World Class Academy. Detalii pe moneyexpress.ro, secțiune abonamente. Money Express. Accelerează succesul. În cazul apariției unor manifestări de dezvoltare personală, se recomandă prelungirea abonamentului. Mergi cu Telesport la finala Cupei UEFA 20 mai 2009 Şucrușara Cioclu din Istanbul. Un meci care va intra în istoria fotbalului. Trimite SMS în perioada 9-30 aprilie cu textul UEFA la 1229. Tarif 1 euro plus TVA în rețelele Orange, Vodafone și Cosmote. Și poți câștiga o excursie de vis pentru două persoane. Telesportează-te la finala Cupei UEFA 2009. Detalii și regulament pe telesport.ro. În luna aprilie, în revista Motociclism, poți citi un reportaj despre noua probă practică a examenului pentru categoria A, un interviu cu singurul pilot român din MotoGP, Robert Mureșan, plus teste în exclusivitate. Noul Gladius, arma anticriză a lui Suzuki, Aprilia Dorso Duro, preparată pentru noul campionat Hipermoto și KTM-ul 250EXC al celebrului pilot polonez Tadej Blazusiak. Poți afla ABC-ul campionatului mondial de motocross sau te poți delecta cu povestea unei călătorii cu motocicleta în Kazakhstan, numai în revista Motociclism. Alimentează-ți pasiunea. Universul entero, escucha. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Vocea filmelor. Să le arătăm că ne pricepem la voce. We have to show them that we are good in all. Traducerea Irina Margareta Nistor. If they ask me, I could write a book about the way you
walk and whisper and look. I could write a preface on how we met, so the world would never forget. And the simple secret of the plot is just to tell them that I love you a lot. Then the world discovers, as my book ends, how to make two lovers of friends. If they ask me, I could write a book about the way you walk and whisper and look. I could write a preface on how plot is just to tell them that I love you a lot. Then the world discovers, as my book ends, how to make two lovers. Oh, a book. Suntem în continuare în studio cu Cristi Dumitrache, venit tocmai din Noua Zeelandă și care, între altele, încearcă să tipărească și o carte în România. Asta de-aia am și ales melodia lui Frank Sinatra, care se numește Legendele câinelui Conan, Vânătorul și Curcubeul din Nord. Câinele Conan a existat cu adevărat. Îl cheamă Conan nu după Conan Barbaru, ci Conan Doyle. După Conan Doyle, după Arthur Conan Doyle. Și era un splendid cățel negru care a călătorit cu greu din România. Înțeleg că a fost primul câine care a emigrat în Noua Zeelandă. Da, așa este. Ne-au spus de la vama, a făcut carantină 8 luni în Anglia. 8 luni? Da. Aha. Și a venit cu avionul, înțeleg, care a costat dublu decât pentru un om. Triplu. Triplu. Ah, și mai bine. Vezi, eu am fost mai generos. Da. Așa. Așa. Un câine foarte iubit. L-am iubit foarte mult. Din păcate, da, acum nu mai este, dar... tocmai pentru că vrem să... Să rămână. Să rămână, aș vrea să... Ai scris o poveste foarte frumoasă. Deci chiar cartea românească din Noua Zeelandă îi spune foarte bine. Ai și niște ilustrații ale doamnei Țară Lungă. Și dimineața recunosc că am făcut și o probă repede să vedem cam cum reacționează un public tânăr, un cititor tânăr la cartea ta și imediat a vibrat. E o poveste pentru copii, să sperăm că o să găsim și un editor în România și atunci sigur o să o dăm ca premiu la emisiunea noastră, printre multe altele ca de obicei. Să nu uiți să anunț încă o dată pe câștigătorul de la ediția precedentă, de acum două ediții de altfel, pe domnul Valentin Chirilă, care n-a putut să vină astăzi la emisiune, dar îi vom lăsa firește toate premiile, care înseamnă, în afară de premiile de la HBO, cu t-shirt-ul de la True Love și pixul aferent, ca să poată să-și noteze de pe la filme, cu cărți, o carte despre dansurile clasice indiene, un DVD cu Păcală se întoarce de la Provideo, o carte despre o poveste despre care am mai discutat aici și care se numește Misterul Daliei Negre, despre care tot o să vorbim până când o să vină Steve Hodel aici la noi în studio să ne povestească el mai multe despre una dintre cele mai interesante povești. Faceți și o bibliotecă acolo, pleci cu o grămadă de cărți din România, cele pe care le-am înșirat vor merge acolo. Există o bibliotecă pentru românii de acolo,
nu? Da, există, am ființat un centru cultural român care este doar pe hârtie, nu are legătură cu ICR-ul sau cu alte instituții. Poate într-o bună zi o să aibă de face, aveți și o revistă de azi. Sperăm, poate da, fi accesată și pe internet revista voastră. Da, avem un blog. Aha. PRNZ de la Pagini Românești din Noua Zeelandă, numele revistei. Da, avem sub umbrela Centrului Cultural revista și biblioteca Vlad Mușatescu din Oakland, care este biblioteca mea personală și cu câteva mici donații și pe care am pus-o la dispoziția românilor. Și cam câți români vin să împrumute cărți așa? Câți români sunt în primul rând în Noua Zeelandă aproximativ? Sunt la ultimul recensământ, care a fost anul trecut, 2500, în jur de 2500. 2400 și ceva. Așa, dintre care 1500 în Auckland, înțeleg. Mai mult. Mai mult de 1500. Da. Deci marea majoritate, da. Are Auckland, nu e capitala. Nu este capitala, Wellington nu este capitala. Noua Zeelandă are două insule, insula de nord și sud. Auckland e orașul cel mai mare, cu un și unde e mai snob, în nord sau în sud? În sud. Christchurch este în sud. Da, da, e, da, e orașul de... tipic britanic. Aha. Și... unde a înghețat timpul. Da, a înghețat, așa, a înghețat așa, tot acolo, că e frig. Da, da, da. A înghețat că e frig, a, e și frig. Da, 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 da. Deci așa reclamă. A. Care a fost primul film pe care l-ai văzut când ai ajuns în Noua Zeelandă? În Noua Zeelandă. Da. M-am gândit. Să recunosc că ți-am pus întrebarea de aseară, că asta e singura pe care o pun în avans. Care e primul pe care l-ai văzut în viață și, în cazul tău, și care e primul pe care l-ai văzut în Noua Zeelandă? În Noua Zeelandă prima a fost Star Wars, episodul 3. Eu sunt un mare fan, știu că sunt așa childish, dar păi, probabil îmi plac te-ai și dus într-o stăpânuinerilor, da, 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 deci mai filmele așa, pentru băieți, cum exact, se spune. Exact, așa. Și filmul, da, adolescent. Îmi plac și desene animate. Acolo oamenii mi s-au părut mult mai tineri, între altele. Ca, cum se întâmplă de altfel și în Asia, unde e foarte greu să pui o vârstă pentru foarte multe dintre populațiile asiatice. Și, da. Cred că știu și din ce cauză reasonul adevărat este pentru că au o viață foarte sportivă și foarte, totul este outdoor. Sănătoasă, mănâncă mult mai sănătos decât aici. Bine, am nimerit și prost, sau de fapt am nimerit bine în zile de Paște. Aici, am mâncat, da, aici ai fost 80 de sarmale și... Vai de capul, chiar așa? Chiar l-ai numărat așa? Te-am învățat acolo? Da, vreau să te întreb apropo de Stăpânii Inelelor, pentru că este filmul tău cult. L-ai văzut și pe cel din 1978? Știi că există unul făcut de casa Disney? Nu. Da, și pe care inițial, deci, cărțile lui Tolkien, care erau și cu ilustrațiile lui, între altele, au încercat să le ecranizeze întâi și Kubrick și Borman, niciunul n-a reușit. Până la urmă a reușit casa Disney în 1978 și chiar au folosit desenele lui. Știi, mă și gândeam la faptul că, de fapt, și cartea asta ta cu Vânătorul și Curcubeul din Nord, cu legendele câinelui Conan, are așa ceva un pic din, din Tolkien. Da, există ideea muntele că e și alb, desen, și da, 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 știi, de care foarte mult. Să nu uiți să anunț și pentru concursul de astăzi, când aveți în continuare o grămadă de cărți ca premii, dar și DVD-uri de la ProVideo și bilete la cinema, 02131 50377, și o întrebare cât se poate de simplă: cum îl cheamă pe regizorul de la Stăpânul Inelor? Nu mai zici cum îl cheamă, gata, e Noua Zeelandă, ajunge, aveți hobbiți acolo, aveți de tare, cam arată-l ca hobbit așa, încă acolo lucrează la un nou... variantă, să zice, a terminat cu Stăpânii Inelor, a anunțat ca fraierul că o să fie 3 și gata, cred că după aia a regretat că puteau să fie și vreo 7 eventual, să întind așa ca la Rocky, și Hobbitul n-a ieșit încă, nu? Nu, n-a ieșit. Nu? Ceea ce vreau să spun este că avem foarte multe tururi Lord of the Rings, deci dacă mergi în Noua Zeelandă este o atracție maximă, mai ales pentru asiatici, vin și vizitează. Chiar păi poți sunt căsuțele să alea mai mici, căsuțele au rămas acolo, da, și poți să iei masa acolo, exact în decorul de la Lord of the Rings, și de altfel în toată Noua Zeelandă unde mergi și unde s-a filmat sunt tot felul de plăcuțe. Și e ceea ce se cheamă turismul ăsta cinematografic, care a luat avânt teribil, care a existat prima dată în America și după aia s-a extins peste tot. Care a fost primul film pe care l-ai văzut vreodată, dacă mai ții minte, deci erai încă în România? Da, am văzut primul film cu părinții mei, de fapt singurul film în care am fost în formație completă, eu, mama, tata și fratele meu. Fratele meu, sună așa, ca tata, mama, bună și eu, știi, eram exact, film francezesc, da, da, așa? Deci a fost ABBA.
ABBA. ABBA. Filmul lor documentar, cred că era vorba de un turneu. Așa, exact. Cred că în Australia sau ceva de genul ăsta, dar... Aha, vezi, da. De-aia ai tras acolo. Eu am teoria mea. Primul film pe care l-ai văzut te leagă într-un fel de ce o să ți se întâmple ulterior în viață. Dar ai văzut și filmul de anul Mama ăsta? Mia, da. Mama Mia, da. Mie mi-a plăcut. Mi s-a părut un film așa tonic, noi delicios. L-am văzut de multe ori. Nu toți în România, că există foarte mulți. Avem prieteni suedezi în Noua Zeelandă și chiar e cunoscut și tu, Lisa și familia și... ea l-a văzut, deci noi l-am văzut la premieră la cinema, că ne-ai infectat cu entuziasmul tău pentru... Mersurile la cinema, nu mai vedeți numai pe DVD, vezi? Așa ați descoperit o cramată cinematografică. În ultimii ani am fost la cinema când am fost în toată viața. Dar ați fost și la ala de dincolo de pod, unde e un cinematograf nu, retro. Nu, acolo n-am ajuns. Ba, este senzațional. Ai fost tu. Da, am fost eu. Da, ați fost pe reprezentanță, ok? Da. Așa, și deci a mers bine în... Foarte bine. Aveam și varianta karaoke. Deci există fel... și karaoke cu cinema? Da, 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 știi, da, că a ajuns și România. Lumea, da, putea să cânte, vreau să spun că a fost senzațional. Deci... Așa, aveți și voi chiar. Da, 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 motiv, da, în plus să mai încercăm să mai ajungem. Bănci, cine mai dă un împrumut? Cam asta ar fi ideea. Dar deocamdată cred că putem să mai dăm puțină muzică, mai așteptăm un pic. De când ai venit, ai mers la multe spectacole împreună cu Adina. Am fost și împreună la Casa Zoicăi. Da. La teatrul de comedie, care a fost prima reacție așa? Adică te-a impresionat în mod special spectacolul, publicul și una și alta, textul, montarea, cum a fost față de... Eu am încercat să văd un spectacol de teatru când am fost în Noua Zeelandă, nu era nimic în momentul ăla. Am fost impresionat foarte plăcut de latura artistică a românilor, de faptul că se merge la teatru, că sălile sunt arhipline. E un public foarte cald, categoric. Ne-am fost și la Visul, între altele, lui Dan Puric. Uite, ca să vezi ce bine funcționează. Deci de la România Internațional a fost garantat 100%, unde a fost invitat Dan Puric. Dintr-o dată în Noua Zeelandă s-a văzut și primul lucru cum a ajuns. Vreau neapărat să vedem un spectacol. Da. Unde iarăși era la puține zile după Paște, sala arhiplină, de un entuziasm extraordinar. Uite-te pe fereastră și look over the window and tell me what you see. Vocea filmelor. Vă rugăm frumos să vă zbenguiți în liniște. Revista Superbebe organizează Superbebe Expo Show, primul târg pentru părinți și copii în aer liber. În perioada 29 mai 1 iunie, ia-ți copilul și veniți împreună în Parcul Herăstrău la Roata Mare. Vei găsi toți comercianții din domeniu, vei afla ultimele noutăți în materie de parenting și poți participa la workshop-urile noastre pe teme de îngrijire, nutriție și educație. Cei mici vor învăța cum să protejeze natura, vor interacționa cu personaje de poveste și vor câștiga o mulțime de premii. Nu rata Superbebe Expo Show, un eveniment organizat cu sprijinul de vin, apă pură de izvor. Creșteți copilul sănătos în armonie cu natura. Grupul hotelier CoHotels prin hotelul Delta din stațiunea Jupiter deschide sezonul împreună cu voi. Un sezon mai moto decât până acum. Distracția începe pe 1 mai cu Moto Party, o petrecere prelungită la care am pregătit muzică live pe terasa hotelului, spectacol de stand-up comedy After Night pe plajă cu foc de tabără și DJ Music pe 1 și 2 mai. Prețul pentru mini-vacanța de 1 mai este de 50 de lei pe zi de persoană. Bineînțeles, toți motocicliștii vor beneficia de un discount de 10% din prețul total. Pentru detalii sunați la 0241-731-304 sau vizitați site-ul www.hoteldelta.ro. Pentru cei cărora liderii mondiali ai industriei de embarcațiuni Beneteau, Raymarine sau Navionics le spune ceva, cât și pentru cei cărora cuvântul hobby le spune mai mult decât pasiune, există Nautic Life. Peste 5.000 de metri pătrați cu oferte speciale de embarcațiuni de toate dimensiunile, cu și fără vele, caiace, motoare de barcă, pontoane, accesorii și aparatură electronică maritimă, cursuri de navigație. Nautic Life, la Mogoșoaia. Le conoscere. In the name of the youth organization of our plant, we thank you. Vocea filmelor. La Radio Guerilla. Decât.
Cosma, care a făcut muzica interpretată de Gheorghe Zamfir pentru Marele Blond, i-a zis pe românește, sigur că era blondul cel înalt, așa, lăslungile ar fi trebuit ca să rămână în tonul respectiv, cu Pierre Richard, a devenit una dintre noile tale pasiuni după ce a alergat toată Europa după Louis de Funès, ai completat în sfârșit colecția, așa cum ai zis, acum Pierre Richard, nu? Cum e da. Cu Funès, e preferatul tău. Da, este. Este, dintotdeauna a fost. Și am aproape toate filmele acum. Da, găseai filme nu, cu el în Noua Zeelandă? Nici n-au auzit. Înțeleg că din internet este, nu, știu. Acolo nu se poate fura. Nu. Ceea ce, e o țară foarte cinstită. Eu mereu am încercat să spun la toată lumea, mai ales la cei care își imaginează că s-ar putea descurca relativ ilegal acolo. Nu ține figura, așa? Da, lui de Funès nu este cunoscut. Din păcate, știe, nimeni nu știe cine absolut e, nimeni. Da, așa. Și de altfel... Să știi că nici în India, știi că au făcut o probă de curând și au constatat că o grămadă de lucruri. Știi, apropo de Slumdog Millionaire, nu știu dacă ai văzut filmul, l-am văzut, că a fost foarte controversată povestea cu cei trei mușchetari și că cum să era la mintea cocoșului. Nu, nici vorbă. Deci parte cultură franceză pe partea aia, deși exista Pondișeri și așa, totuși nu Ca să vorbesc în spiritul glumei noastre cu senzațional, nici nu știu ce pierd. Da, nu știu ce pierd. Să sigur că da, categoric că nu. Dar cu franceza cum funcționează acolo? Știe cineva franceză sau foarte puțin? Irina, dacă știi să numeri un chiviot, îți spune, vai, știi franceză. A, bun, deci e bine, foarte este bună. Foarte simplu. Așa, de bine, să bonjour, mersi beaucoup. Da, suntem poliglos de mult, că așa câte ceva mai nimerim cam pe peste tot. Avem și un câștigător. Domnul Mircea Leschian din Timișoara, pe care am să-l sun apoi și am să-l întreb chiar dacă nu vrea să vină, dacă tot e întâi mai săptămâna viitoare și să-și ridice premiile de aici, dacă nu o să ne descurcăm noi să ajungă până acolo. Ne întoarcem puțin la spectacole pe care le-am văzut. Deci Casa Zoică este în regia lui Alexandru Tocilescu. Amintește foarte bine o perioadă pe care mulți fie n-au trăit-o, fie poate că au apucat să o uite, o perioadă sovietică dură, inclusiv momentul în care în casele oamenilor erau băgați cu forța tot felul de chiriași. Chiar și părinții mei au trecut până așa ceva și chiar și eu până pe la 3 ani existau în casa noastră chiriași impuși, băgați prin diverse camere, până când am avut noroc că ultimul dintre ei a plecat într-o vineri și ne-a spus, eu plec vineri, până luni nu bagă pe nimeni. A fost foarte drăguții, suntem recunoscători pentru tot restul vieții. În weekendul respectiv, mama a chemat un zidar care nu a zidit și a spart un perete ca să nu mai existe nicio cameră izolată complet în care să ne mai poată băga pe cineva, cel mult la beci, dar la beci nu vrea nimeni. Un spectacol extrem de rafinat cu un George Mihăiță colosal, cu o Virginia Mirea senzațională și trebuie neapărat să mergeți să îl vedeți pentru că ar fi păcat. Apoi am fost și la Poftă Bună la Tănase. Ați vrut să vedeți și un spectacol de revistă. Înțeleg că nu există spectacole de revistă în Noua Zeelandă. Nu există genul. Unde ți-a plăcut foarte mult Liliana Mocanu și cu numărul cu Țăranca. Da. Așa, care era intempestivă, colosală, un foarte bun temperament. A jucat în 4-3
32 și va deschide festivalul de la TIF cu aventurile din Epoca de Aur, din nou în regia lui Mungiu, în sketch-ul în regia lui Mungiu, așa încât avut ocazia să vezi și așa ceva. În rest, la ce alt tip de spectacol? Există concerte sau numai concerte de muzică, știu eu, de rock sau așa, foarte, ca să-i facem bucurie lumea? Foarte multe concerte, foarte multe festivaluri în aer liber. Și foarte multe, cum se zice și aici, happening-uri. Deci happening-uri, tot, da. Tot felul. Totul se întâmplă mai mult în aer liber, așa. Nu există iarnă foarte grea, înțeleg, așa. Nu. Asta am stabilit deja că e foarte verde, că e ca o Anglie a secolului 19, da. Că este o țară unde se merge mult la cinema. Se merge, da. Sigur. Numai în weekend sau și... Nu, și în cursul săptămânii. Și în cursul tot timpul, săptămânii, da, da. Așa. Cum au o oră, două libere, ori auto, ori la cinema, ori... oriunde numai în casă, deși e plăcut în casă. Aha, e foarte plăcut și în casă, absolut. Da. Așa este. Și cu aceasta, doamnelor și domnilor, ne cine auzim săptămâna viitoare. Între timp, de-a lungul timpului, sper să mai intrăm în legătură de data asta telefonică. Cred că există un decalaj orar. Cât e decalaj orar acum între unii și alții? De 9 ore, așa. Reamintim că aseară a fost și feature short și cele trei filme, Suite 220, Crima și Pe seama ta, au fost alese să meargă mai departe. Crima e cel mai grozav, dar vă vorbesc că data viitoare și despre astea. Bine. La mamie du cinema, cinema, la mamie du cinema.